Dacă ne referim la puii de carne, la puii de carne întâlnim mai multe sisteme aplicate pentru micul producător. Discutăm de sistemul extensiv, în care puiul de carne este ținut până la 56 de zile în adăpost. Discutăm despre sistemul de creștere și exploatare în sistem tradițional, unde puiul de carne este ținut până la 81 de zile și după aceea este sacrificat, și sistemul ecologic. Din punct de vedere tehnic, pentru aceste sisteme de creștere se utilizează hibriz de carne cu creștere lentă. Din punct de vedere tehnic, cum ați văzut și la găinile ouătoare, întâlnim sistemul de furajare semi-automat, sistemul de adăpare semi-automat și stinghile de odihnă pentru sistemul tradițional. O problemă la puii de carne ar fi capacitatea de abatorizare. Deocamdată, la nivelul României, nu cunosc abatoare să aibă capacitatea de 500-1000 de capete. Dar în comunitatea europeană există acele abătoare mobile care au apărut și în România, sunt niște firme reprezentate și sperăm să apară. În momentul respectiv, atunci fermierul care crește puii de carne în sistem tradițional sau în sistem extensiv va avea posibilitatea de abatorizare. Constructiv adăposturile. Deci orice clădire aflată în curtea gospodarului poate fi utilizată ca și adăpost pentru păsări. Trebuie să întrunească următoarele condiții: să se poată curăța ușor, să asigure temperatura și să fie cât de cât rezistentă. În cazul unor exploatații mai mari de 600-700 de capete, 1000 de capete, pentru 2500 de capete, se pot folosi alte variante, variante pe structuri ușoare, pe structuri pe structuri de metal, structuri care pot fi pe platforme betonate sau pur și simplu în afară. Se practică la momentul actual, acele adăposturi se utilizează o perioadă de timp și după aceasta el este tractat cu un tractor mai departe. Ce trebuie să ținem cont? Este acea suprafață de teren în exteriorul clădirii, unde trebuie să aibă acces păsările. Acest lucru, de fapt, limitează capacitatea fermei. Noi avem nevoie la găini ouătoare de 4 metri pătrați, la puii de carne 2 metri pătrați. Deci, în momentul în care ne gândim să facem o fermă de acest gen, măsurăm terenul care îl avem în gospodărie sau în exterior unde dorim să facem ferma, vedem câți metri pătrați și atunci ne putem calcula business-ul. Din punct de vedere al rentabilității, dacă discutăm de rentabilitate între cele două categorii de producție, puiul de carne are o rentabilitate mai mare decât găina ouătoare. Avantajul găinii ouătoare este că îți picură în fiecare zi câte un bănuț. Pe când la puiul de carne 81 de zile sau 56 de zile trebuie să aștepți până îți vin banii. Asta ar fi dintre cele două categorii. Dezavantajul la puiul de carne, deocamdată nu reușim să avem abatorizare. Din punct de vedere practic, păsările, știți, toată lumea spune, domnule, pasărea e sensibilă, pasărea e nu știu cum, trebuie să ai grijă de ea. Primele, la puii de carne, primele 3 zile sunt mai dificile, pentru că e vorba de asigurarea unei temperaturi optime, până la 32 de grade. După aceea, puiul, dacă este furajat cum trebuie, dacă are temperatură, dacă are mâncare și apă, nu aveți nicio problemă. Deci, chiar este o oportunitate pentru cei care vor să dea drumul la acest gen de afacere, dar trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că diferența dintre profit și pierdere la un gen de acest gen este foarte mic. Dacă vă gândiți să faceți acest gen de business în care să angajați pe cineva, sfatul meu este să nu-l faceți, pentru că a fura 10 grame de la un pui vă face diferența între profit și pierdere. Eu, de fapt, n-aș dori să vorbesc aici 40 de minute, aș dori să-mi puneți întrebări dacă sunteți amabili. Aș vrea să fie o discuție interactivă. Ca să stau să explic tehnologia, parcă nu mi se pare chiar în regulă. Dacă aveți cumva pe parcursul expunerii întrebări, chiar vă rog frumos să mă întrebați. Mi este mult mai simplu să port un dialog decât să port un monolog. V-aș întreba dacă, de ce nu sunt bune ca cloște, ca mame, nu clocesc găinele de ouă, am și eu și nu clocesc, sau puțin, dar nu scot pui, nu stau, 2-3 zile. Orice specie care este ameliorată, da, își pierde din caractere. Și atunci scade rezistența la boli,
nu se mai reproduce și așa mai departe. Da. Aceasta e cauza. Ele... Dar acum să nu vă gândiți că este prin modificări genetice sau așa ceva. Selecțiile la păsări sunt făcute de vreo 30-40 de ani. Deci da, da, munca de selecție este foarte lungă. Din cauza aceasta nu cade cloșcă. Nu, da, 2-3 zile și mai mult nu. Nu mai au instinctul de mamă, nu, datorită pierderii în timp, nu s-a urmărit prin selecție și ameliorare, nu s-a urmărit partea de reproducție. Da. S-a urmărit partea de producție. Da, producția e foarte bună, îngrijite foarte bine, ouă foarte rentabile în primul an. Dar durata de viață a unei păsări, dacă discutăm de găini ouătoare, este de până la 15 luni. Iar da, durata puiului de carne, durata de viață a puilor, da, al hibrizilor, este undeva până la 81 de zile, mai 70 puțin de zile. Ce dacă ridicat? Există acea metodă de cumpărare a puilor zburați la da, 3 da, săptămâni. Da, da. Acei pui sunt obținuți din sistem intensiv, sunt cu o creștere rapidă în 42 de zile. Nu acei trăiesc. Pui au durata de viață de undeva până la 60 de zile. Da. De obicei, după aia mor, fac infarct, infarct grăsim, depuneri de grăsim. S-a întâmplat, da, am pățit. Se dezvoltă foarte mare. Dar nu trăiesc, nici găinile nu trăiesc, puțin. Acestea sunt dezavantaje ale sistemului de creștere, da, și de a obține profit. Pentru a obține profit nu poți să ții un animal în care nu produce. Da, da. Deci diferență, vă fac o diferență comparativă. Deci un hibrid de găină ouătoare produce undeva la 290 de ouă în 15 luni. Da, o găină de la țară produce undeva la 100 de ouă. Mai puțin. Dacă raportăm consumul de furaj de 130 de grame pe ou, da, la numărul de ouă, deci este o diferență cam destul de mare. Eu găinile la țară le numesc găini milionare. Deci consumă 3 coșări de porumb și nu faci nicio brânză, ca să-i spunem pe românește. Și eu stau la țară, dar țin din astea de ouați foarte rentabile în primul an. Și în al doilea an, mai puțin, nu, când le tai sunt mici, dar sunt rentabile la ouat, foarte bun. Mai există o problemă în sistemul gospodăresc. Da. Dacă nu utilizezi un furaj cum trebuie, peste iarnă, nu asigur temperatura, nu asigur lumina, nu, da, atunci poate să apară probleme. Dar vă spun, deci durata de viață a păsării este până la 15 luni. Da. După aceea e bună de borș. Da, da, exact.